frumos tare e Suzuki-ul ăsta SV. Mă duc să îmi iau ulei la motor, să-i fac și schimbul de ulei, pentru că deja am aproximativ 2500 de kilometri parcuși cu uleiul acesta și ar trebui să-l schimb mai des. Eu circulim foarte mult în oraș. Cam toți kilometrii fac în oraș, aproximativ 100 ceva la zi. Trag o fugă până pe curar la magazin special de motociclete, accesorii și de astea. M-a dus, iau un litru de ulei, cam atâta vine motorul ăsta. Văd și eu ce-mi recomandă. Am văzut că majoritatea pune motul 10W40. Poate chiar asta e cel mai bun pentru motorul respectiv pe care l-am. XR125 4 timpi 2006. Tu vrei să-l schimbi sau doar de completare? Nu, să-l schimb. A, și uleiul, motul 10W40, litru undeva la 68 de lei pe el. Mergem acasă și îi facem schimbul. Vine cheie 24, aici ușorul ăsta la XR. Dacă vedeți, e cam negru uleiul. Bine că l-am schimbat acum, că se vede că e utilizat. Scoatem și pe aceea imediat. Să fiți grijă să nu strângeți prea tare, că aliajul acesta e cam subțire la Honda. Dacă strângeți tare, s-ar putea să crape. Și o cam puneți. Am dat drum la bușon, acum încercăm să punem uleiul. Problema este că spațiul e cam îngust și să avem grijă să punem câte un pic, câte un pic, câte un pic. Hai că nu dau pe lângă, momentan. Merge cam tot litrul ăsta înăuntru. Cam asta tot, ștergem asta, vedem așa un pic ca idee nivelul. Nivelul la motor nu se face cu joja, nu închisă, filetată, ci așa, pe drept. Motorul drept așa. Acum e un pic de pantă, dar nu contează. Cum se vede, nivelul e numai bun, e fix la dunga de sus.